Da. No, 9:20, a? Da. Deci asta e notata pentru el? Da. Bun, dacă știam așa, așa o să dau și eu de acum încolo, dacă așa, dacă așa funcționa. Genul de fată Latina Girl, dar mi se pare un Latina Girl super extrem. Da? Mie îmi spuneai la început că sunt Latina Girl. Păi tu ești Latina Girl. Da? Că n-am spus. Deci ai făcut-o și pe asta Latina Girl? Hai, dă nota. Desupărat? Nu. Iubirea mea. Nu. Ești cea mai perfectă. Hai, lasă. 9:50. Nu, no, nu m-a finis. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este... Babyshorul numărul 1. Babyshorul numărul 1? Da. Da, exact. Mai ai și alții? Ai început! Stai! Mai ai și alții? Nu! Ok, mergem mai departe. Asta este primul vlog pe anul 2021 și vreau să încep prin a vă ura un sincer la mulți ani, să aveți un an nou cât mai bun, plin de realizări, cu multă sănătate, că asta e mai bună decât toate. Și aveți multă încredere în voi, pentru că... Exact. Nimic nu este imposibil. Exact. Credeți în voi, pentru că e cel mai important lucru. Hai să nu ne mai lungim cu urările astea nebune și cred că deja ați văzut din titlu și din reacția pe care a avut-o Babyshor că în acest vlog o să încercăm să ne facem geloși. Eu cred că mie o să-mi reușească, pentru că ați văzut prank-ul care a fost 100% real, prank-ul pe care l-am făcut lui Baby, prank-ul în care am încercat să-l fac gelos și... Eu nu prea plac challenge-urile astea, v-am mai spus? Asta e puțin, ție de ce ți-e așa de ușor? Tu nu ești gelosă deloc, deloc, așa? Știi ce înseamnă practic să fii gelos? Să... Ții la persoana aia să o iubești așa ba de mult? Ba da! Să... Acolo un pic geloasă, dar n-ai, dacă, pic, iubești, doar un pic geloasă. Dacă iubești persoana, păi da, după dacă ai prea mult, e boală. Gelozia e cea mai gravă boală. Atunci în iubire. Atunci trebuie să merg la un doctor. Ai, mă, iubitul meu. Dar n-am de ce să fiu geloasă, că am încredere în tine. Și nici tu n-ai de ce să fii gelos. Că din câte știu, ai încredere în mine. Am încredere în tine. Și da, hai să vedem ce o să iasă. Sunt foarte, foarte mega curios de ce o să iasă, am pregătit niște poze. Ideea e că o să facem un fel de testul geloziei, am mai făcut pe canalul lui Baby. Și a mers foarte, foarte, foarte rău. Pentru că eu consider că eu am câștigat, iubita considera că ea a câștigat, chiar nu am putut să deliberăm deloc, pentru că în comentarii a fost o mare, mare îngrămădeară. Așa că vrem în comentariile de la acest clip să scrieți cine credeți voi că a fost cel mai și cel mai gelos, pentru că doar așa vom putea delibera, doar așa vom putea ști cine este cel mai gelos. Dar să fiți sinceri. Da, sincer, și să nu scrieți de acum un nume random, ori eu, ori iubita, să scrieți și voi la finalul clipului, pentru că așa e cel mai corect. La final. Exact. Și o să facem în vlogul ăsta, o să fie un picuț diferit față de testul geloziei. Exact. Pentru că o să fie un picuț mai special, o să-i adăugăm un bonus, o să dăm și note. Yeah! Ce-mi place partea asta, pentru că am ales niște poze. Doamne, adică ce poze am ales? Dale, așa. Doamne, n-am nevoie să fie hot, hot, sunt frumoși. Aoleu, da? Eu am crezut că există doar un băiat frumos în viața, dar nu atâția. Dar mă rog. Păi da, unul există în viața mea, dar asta nu înseamnă că și azi băieți nu sunt frumoși, dar poate nu sunt pentru mine. Că doar eu sunt frumos. Hai, nu începe! Puteți deja să comentați? Că și eu am închis asta în minte. Da? Da. Eu zic să începem, să nu ne mai lungim. O să fie foarte interesantă faza asta cu notele. Da. Pentru că dacă dai 10 din 10... 10 din 10 dau la toate. Da? Nu glumesc. Și atunci ce notă sunt? Tu ești infinit, tu nu ai un număr. Tu ești... Tu ești așa de frumoasă încă nu ai nevoie cu de o notă. Cu declarațiile, că zic oamenii că am făcut special vlogul ăsta ca să ne facem declarații. Nu, l-am făcut ca să vedem cât de geloși suntem. Mi-a plăcut mie ideea pe care a făcut-o Baby acum... Mult, mult timp, cam jumătate de an. Da, cam așa. A fost o idee și originală. Și câte like-uri ai strâns? 100.000 de like-uri. Pe bune? Da. Chiar sunt curios câte like-uri va putea să strângă. Vreau acest și eu! Hai să strângem multe, meu. Multe like-uri. Apăsați acum pe butonul de like, 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 like. Vreau și eu minim 100.000 de like-uri. Minim, aolea. Glumesc, apăsați acolo pe butonul de like și câte like-uri s-or strânge. Sunt super mulțumită și vă mulțumesc.
că ați apăsat acolo pe butonașul de like, înseamnă mult. Cine începe iubirea mea, eu sau tu? Hai tu. Eu? Da, arată-mi băieții. Facem una-una. Una-una, da? Deci eu încep, da? Iubire, ești pregătită? Da. Închide ochii, închide ochii, închide ochii. Atât de frumos e de trebuie. Ce părere ai de băiatul ăsta? Ia zi. Mama, a început hardcore. Hardcore? Da, e un actor, e Noah Centineo. Eu cred că nu știu dacă zic bine numele. E un actor. Nu contează, numele contează că e drăguț. E drăguț. Îți place de el? Și așa, joacă foarte bine. E mai ciocolatiu, așa îți place? Nu e foarte, în poza asta e așa. Da? Nu e extrem de ciocolatiu. Băi, ciocolatiu ori e nespat. Nu fi rău. Mie îmi plac filmele, foarte mult filmele în care joacă el. Da, joacă foarte mie, bine. Și mie. Nu ai văzut niciun film în care te-a jucat el. Da, trebuie să-i dau notă. Trebuie nu vrei să o lăsăm ca la testul geloziei până aici, așa? Așa, nu, chiar te provoc să-i dau o notă. Nu știu. Are mustață? Nu-ți place cu mustață? Mai are mustață. Ba da, uite ce mustață are. Fix de-aia așa, la miez așa, știi? Fix de-aia abia a ieșit. Ai, nu mai spune că acum am scat punctajul. Vezi? 8.50. 8.50? Și mie ce minută mi-ai dat așa de... Un miliard. Doar atât? Infinit iubirea mea. Hai să vedem ce mi-ai pregătit tu mie. Ia să vedem ce notă dau. Încep și tu așa. Hardcore? Încep și eu hardcore. Ce da, zici? Știi că eu sunt fițos. Angelina Jolie. Angelino, ce mi-ai făcut tu mie? E frumoasă, e o femeie frumoasă, n-ai. Era o femeie frumoasă, acum ai stat zbârci pielea pe ea. Da, acum, dar ce să zic? Hai, dau notă pentru ce era pentru ea. Pentru poza, da, pentru poza. Mă, nu știu ce să zic, Brad Pitt... Pit, știi ce zic? Da, îmi plac și ochii și nasul. Îți plac ochii albaștri. Vezi că buzele și așa la partea așa de aici, de la nas în jos, vezi că seamănă foarte mult cu tine. La buze așa, la zâmbet. Mulțumesc. Ochii seamănă cu ai tăi, ochii seamănă cu ai tăi. Culoarea nu. Dacă ar fi verzi. Ea, băi, e o femeie frumoasă. Nu am cum să-i dau o notă mică, așa că o să-i dau nouă. Nu. No. Bine, și eu trebuia să-i dau lui Noah Centineo? Nu. No. Noah Santi Nică. Ia zi, iubirea, ce părere de aici. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Da, ai ales intenționat poze, că el era frumos și el când era mic. Chiar a fost un băiat frumos, Leonardo DiCaprio. Și încă e, da. Nu știu, pentru poza asta, pentru poză. Dar stai că mai am. Mai am alte poze și faci medie, ia vezi, aici era când era așa mai... Aaaa, vezi că îți faci rău singur, se adaugă un pumn, un pumn... Se adaugă un pumn în gură. Se adaugă un punct în plus datorită zâmbetului, da, știi că mie îmi place zâmbetul. Da, și are un ten foarte curat și dinții și era adolescent, știi, adică... Și are și ochii albaștri, e frumoșel. Îți plac ochii albaștri? Și ție îți plac. Eu n-am zis că îmi plac. Ba da, ai zis de Angelina Jolie. Mie nu-mi plac nici ochii albaștri, nici ochii verzi, nici ochii căprui, nici ochii negri. Mie îmi plac ochii tăi. Aaa, ce vrăjitor e, mă. Da. De nou și mai am una. Încă una? Faole. Arată bine. Ai ce era în... Da, de vezi că e pădurage. Nu e, e pentru o ședință foto. Hai că doar pentru ședința foto. Da, nu, uite-te la chip, nu la ce face el în ședința foto. Uite părul, uite fața. Ți-ar plăcea să-mi lași și eu părul lung? Hmm? Ți-ar plăcea să-mi lași și eu părul lung? Să fiu racer? Să știi că chiar mă gândeam la un moment dat. Mi se, nu știu, aș vrea o schimbare de look, dar m-am plictisit, vă vopsit, vă merg, m-am vopsit. Așa, gen, n-am mai avut de mult, de 2 ani, aproape chiar, cred că chiar sunt 3 ani de când am mai avut părul lung. Da, mă rog. Deci, ce notă primește Leoniță? Ședința asta foto, e o știi tu, ai fost și tu acolo? Am fost. Leoniță? 9.20. 9.20? Da. Da? 9.20, a? Da. Deci asta e notata pentru el? Da. Mom, dacă știam așa o să dau și eu de acum încolo, dacă așa funcționă. Hai. Ți-am arătat și eu. Eu!
Mamă, Shakirița. Mamă, dar ai ales o poză cu Shakirița. Eu am ales chiar sexy. Ai văzut în ultimul clip? Să mă faci geloasă. Ai văzut în ultimul ei clip? Da, arată foarte bine. Ai văzut cum are și doi copii. Ha, doi copii, cred, nu? Da, mă, frate, și și... E și gen în vârstă așa, gen... Are 45 de ani, frate. Uh-huh. Nu știu cât are, e de vârstă cu mama, să moară Jaxana. Da, dar da, aici cât avea? Aici avea 30 ceva. Nu, nu știu, dar aici era mai... cum arată foarte aici bine. Aici era mai tânără, da, da, chiar arată, da. Deci, nu știu, Ține cont că Angelina e de-a nouă. Trebuie să crească sau... E pe gusturi. Da, nu știu, am crezut o că... O să merg pe un 8-70. E... Dar nu se compară cu Angelina Jolie. Și mai ales, nu știu, din poza asta, nu știu. Dacă mi-arătai din clipul la ultima zi, poate se mare nu. Am înțeles, bine, hai, rândul tău. Ia uite, iubirea mea. Ce părere ai de acest domn prezentabil? Johnny Depp. Ți-ți plac bărbații la costum, dar mie niciodată nu mi-ai zis mă îmbrac costum. Cum nu? Ți-am zis de o grămadă de ori că stă super bine la costum. Și la botez când am fost amândoi îmbrăcați în albastru. Și când îți mai luai tu cămașă. Când te vedeai cu mine pe la început. La mine nu place să mă îmbrac la costum. Da, ți-am zis că stă foarte bine. Îți place de domnul inginer? Da, e un bărbat frumos cum și Leonardo DiCaprio. Da, nu, chiar uite și la forma feței. Uite cum e sculptat așa, vezi cum are aici. Da, și Leonardo DiCaprio și Johnny Depp au fost niște bărbați super frumoși. Și încă sunt. Încă sunt pentru că iau-te aici. Ha! Mamă! Ia, îți place de rocerul ăsta? Mai da. Da, îți place? E, adică, sincer, e genul tău? Adică... Nu, e genul meu care mustață și... Dar... Mie nu-mi place. E fiță îmbrăcat și părul. Îl are cum îl avea în poza aia. Cum îl are DiCaprio? Leonardo DiCaprio, dar acum nu-l mai are așa. Îți place cu inele, cu brățări, cu tatuaje așa de multe, cu... Lanțuri la așa gât, multe, da, e fiță omul, nu neapărat că e gustul meu. Când, că dacă gata, iubire, știu că tu ești gelos. Și îl pup-te în țeapă la buze. Doamne, dar nu mă gândesc să-l pup, dacă doamne. Dacă spui un botox ca fata, ți se dezumflă buza până îl pup. În primul și în primul rând, eu niciodată nu am să-mi pun botox. În al doilea rând, nu mă gândesc, nu mă duc cu gândul la să-l pup. Nu neapărat că e genul bine, așa, omul e... Omul ca om, așa, hai, dă-i o notă, hai. Nu am cum să fac diferența între Leonardo și... Leonardo și Mangalelul ăla e dat 9-20, da? Cât idei ăsta la Roger? Nu fac diferență între... Pentru că oamenii sunt împărțiți. Mulți vor alege Leonardo DiCaprio, mulți Johnny... Deep. Da. Mie mi se par niște bărbați care atunci când au fost tineri arătau foarte bine și acum arată la fel de bine. Așa că și lui Johnny Depp o să-i dau tot 9-20 ca să nu fac diferențe. 9-20? Da, să nu fac diferențe. Să nu fac diferențe. Pentru că mulți vor spune Leonardo, mulți Johnny. Și mie mi se par, mi adică se nu pare asemă... mult mai sincer acum DiCaprio decât Johnny Depp ăsta. Deep. Da, nu știu. Nu am vrut să fac diferențe, că sunt doi actori foarte mari și... Da. Da. Sunt total diferiți, adică unul e blond, unul e brunet, unul are ochi albaștri, unul... Căprui? Cred că căprui, nu? Căprui. Da. Și sunt fix două tipare diferite de băieți, așa că 50% dintre fete vor alege DiCaprio, 50% pe Deep și... Am zis să nu-mi dezamăgesc fetele. Aștept bucățica. Ia uzi. Give me the chicken. Da. Ia uite aici bucățica. Chiki, chiki, căcăn. Mexican. Da. E bun, serios. Ce e bun? E bun. Mexican. Da. Ia să vedem acolo, deci... Cine e asta? Acolo, hai, nu te mai ta mult, ce bine. E o Kardashiancă de asta, nu? E Kim, nu? Cred, da, Kim. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ea e Kim Kardashian, e Kardashian. Hai să o iau de la față. Eu, fată cu trăsături frumoase. Și cu mult plastic. Trăsături acum frumoase, da. Trebuie să fim sinceri, că dacă trec la aeroport în ăla așa, face pi, 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 nu, glumesc. Dar per total, chiar dacă e plastic, chiar dacă nu, da, arată bine. Da, niște, da, oricum, are niște trăsături, că sunt unele fete care își bagă și își bagă și așa și tot urâte sunt, adică, na. Da, trebuie să ai și trăsături, nu știu. Da, nu. E genul de fată Latina Girl, dar mi se pare un Latina Girl super extrem. Da?
Mie îmi spuneai la început că sunt Latina Girl. Păi tu ești Latina Girl. Da? Că n-am să spun deci ai făcut-o și pe asta Latina Girl? Latina Girl este un tip de da? Corp. Da? Bine, ok. Este un tip okay, de corp. Ok, da. Gen, e ca și cum ai spune că eu bine. Sunt muscle. Ok, trecem peste Deinoda. Da, vreau să spun că ea e un... Ok. Ea are un corp mai exagerat, mult, foarte exagerat, extrem de exagerat. Hai, dă nota. Te-ai supărat? Nu. Iubirea mea. Nu. Tu ești cea mai perfectă. Hai, lasă. Tu ești cea mai perfectă, ascultă-mă. Tu ești cea mai perfectă. Dar nu încerca să mă pomi, ești foarte bine. Dar oricum, dar... Așa, ca notă, nu știu cât să-i dau. Îi dau un... 9.25. Mai mult decât i-ai dat Angelinei Jolie? Da. Jură-te. Da. Iu, pe bune. Bine, hai, 9 și 19. Păi Angelina i-a dat 9. 20? Ba nu. Da? Tot 9 și 19, da. Bine, ok, hai, arată-mi și mie. Hai să-ți arăt. Da. Ce-i așa de pe tort. Lamborghini. A ales și perioada în care îmi plăcea cel mai mult de el. Ia uite, fii, uite-te de aici. Baby, 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 oh, like... Justin Bieber a avut o perioadă în care... Nu cred că sunt singura, cred că majoritatea fetelor o vor spune că a avut o perioadă în care a fost el cel mai drăguț. Pe la 18, 17 ani, nu aproape de 19. De la 19 ani și-a lăsat mustața aia de feciori. Mie nu mi-a mai plăcut absolut deloc. De ce drăguță? Dar aici, da, e foarte frumos. Și ce notă ai dai? 9.50. No, eu nu mă filmez. Îi faci pe toți drăguți, pe toți îi faci frumoși. Eu măcar am făcut așa la Caterinca pentru așa divertisment. Da, hai că pe Caterinca, Latina Girl. Serios că pentru Caterinca am făcut. Uh-huh. Bine, hai, terminăm, că mai am pe cineva pentru tine. Hai. Mă întorc doar pentru că te iubesc și pentru că vreau să iasă un vlog. Uite. Kylie Jenner. Da, gen, fetele astea, cum e și fata asta, nu pot să spun nimic de ea. Gen, modelul ăsta de corp e foarte căutat în America sau cum e, gen, adică lor li se pare da. Gen sexy chestia asta. Da, Kardashian, surile au exagerat un picuț cu fundul ăla mare. Dar ele sunt un model, gen, dar mie mi se pare că dacă ar veni fetele astea în Europa, toată lumea le zice că sunt grase. De sorsa e mai ok. Pot să zic că e ok aia de aia, de Kim. Dar asta cine da? E? Da. Dar e mai ok Kim decât asta. Mai mult și-a băgat în fund Kim decât ea. Păi nu știu că n-am văzut de la spate. N-am văzut doar de la față. Mi se pare nu știu, hai okay să-ți arăt niște poze așa din cap până în picioare. Deci uite-o pe Kylie. Așa. Da. Da. Cât de cât să-i vezi forma în ceva așa? Mai mulat. Și uite-o și pe ea tot mulat. Dracu, dar asta nu-i Latina, asta e bășina. Poți să tai ca în Latina? Ce? Poți să tai la montaj ca în Latina? Acum că mai văd. Nu. Dar frate, nu le urmăresc pe Instagram, nu știu cum arată. Așa din poza aia s-a alea, da, păi se vedea doar talia și, și abdomenul ăla îl avea un picuț lucrat. Se vedea drăguț. Uite, asta e Kylie. Tu îmi zici că e vază, nu mamaie. Mare așa e. A, uite-le pe amândouă. Așa. Da, Kim da, Kardashian da, Kylie, și... Kylie. Fii Andrea, deci dau așa, îi dau... Are talia un pic mai mică, Kylie. 8.50. Lui Kim. Ui, așa. Și 9, lui Kylie. Și în aceeași notă i-ai dat-o și Angelinei. Da, da, e ok, Kylie. Kylie e ok. Bine. Adică e cute la față, așa. E ok. E cute? E cute, mie îmi zici că sunt cute, da? Păi, dar tu nu ești cute la față. Tu ești baby girl. Ia zi iubirea mea. A, știi din vlogul trecut și l-ai pus, a? Ia zi. Na, întotdeauna să mi se pare drăguț. Ce părere ai de ce fost? Cum îl cheamă? William Levy. Wow, William Levy, da, știu din armată, dacă n-am făcut armată cu el, știu. M-am uitat când era mai mică la un serial spaniol în care juca el și de atunci, nu știu, mi se pare că e un bărbat chipeș. Da, chiar e chipeș și are și, și un corp. E și foarte bine lucrat. Da, are un corp foarte bine lucrat și e un corp în limita bunului simț, adică nu e nici prea... Da, da lui William Levy o să-i dau... 9.60.
un pic mai mult. Dar tu pentru mine ești cel mai frumos, așa că ție o să-ți dau infinit din infinit. Bine, accept. De data asta. De losul meu mic. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut. Și sperăm că ați suportat la... gelozia iubitei mele. Și gelozia iubitului meu. Nu, sperăm că v-ați distrat pentru că a fost Caterinca. A fost divertisment. Da. Sperăm că v-ați amuzat și că v-ați simțit bine, pentru că noi asta încercăm să facem prin fiecare vlog pe care îl postăm pe conturile noastre de YouTube. Bine, vreau să-mi cer scuze că în comentarii o să vezi mai bibi, facem mai gelos. Nu, în comentarii o să vezi mai Antonio. Nu, pentru că oamenii știu că nu sunt gelos. Dar nici eu nu sunt gelos. Chiar nu sunt absolut deloc geloasă. Ai fost foarte geloasă, am dat care în general. Ce să fac? Acum, da, asta e, am câștigat și competiția. Băi, câștig deci fără să vreau. Deci nu vine să cred, te văd! Dar asta este, v-a pupat și aia este, știi cum e. Cum vă spuneam, doar divertisment, adică cel puțin din punctul meu de vedere. Ok, continuăm, pentru că noi vrem să vă facem să zâmbiți de fiecare dată când vă uitați la noi și să vă simțiți bine. Așa că nu uitați să apăsați pe butoanele de like, share, subscribe, să share-uiți vlogul ăsta peste tot pe internet. Mua! Noi v-am pupat tare și ne vedem data viitoare! Pa!